Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu o informație destul de interesantă. Deci, este un site unde gratis se dau acum monete la înregistrare. Înregistrarea se face doar după linkul. Deci, fără link nu putem face înregistrare pe acest site. Deci, uitați-vă! Aici se dă monetă Q. Deci, site se numește Inițiativa Q. Fondatorii acestui site sunt persoane care au creat cândva PayPal. Dacă pentru cineva interesant. Deci, ținta lor este ca moneta Q să fie un dolar. Și acum eu am de pildă 104.109 monete. Deci, pentru o invitație de acum 11.255 de monede. Dar este o restricție, deci în 96 de ore trebuie de invitat cantitatea de persoane care scrie aici la voi. Deci prima sarcină era 5 persoane, eu am invitat 5 persoane, după aceea mi s-a deschis posibilitatea să invit deja 10 oameni, după ce ating nivelul. Deci și uitați-vă, este nivelul cum îl atingi, el se deschide alt nivel. Inițial aveam scopul să ating 54 și acolo de mii. Am adunat, nivelul următor este 253 de mii. Deci este foarte interesant acest site. Unica, poate numai o înregistrare de făcut, dacă eu să vadă că faceți mai multe înregistrări, pe simplu să vă blocheze. De ce e mai bine invitați, căci ești 1, 2, 3 ca și Bitcoin. Dar poate această monetă să fie o monetă globală. De ce intrați regulat pe acest site, vedeți ce sarcini apar aici, că prin aceea că intrăm pe acest site, noi facem ca proiectul să se dezvolte. Deci aici depinde nu numai de ei, dar și de noi. Dacă noi suntem activi, mai repede site-ul o să dezvolte. Deci ce înseamnă activ? Deci invităm persoane. Ultimii persoane care o să intre o să aibă foarte puține monede. Deci acum cine intră la început au mai multe monede, proporțional. Deci treptat cantitatea monetelor scade care se dă. Deci am uitat de 11.250, când am intrat eu, 11.500 își dădea. Acum cum facem înregistrarea? Deci eu doar nu pot arăta, deci sub acest video este link pe care dacă apăsați, deci în descriere orice video are link, apăsați pe el și deschide site. Acum eu am făcut în rusă video și de acolo pot să continui cu o demonstrare ce trebuie de făcut. Calitate maximă. Ca să vadă mai bine. Deci, mie mi-a dat o persoană care o cunosc bine, linkul de invitat. Deci, fără link de invitat nu se poate. Deci, pentru voi linkul este sub video. Deci, e scurt. Sunetul. Și deci, când apăsăm pe link, deci acesta un link. În momentul cealaltă trebuie de făcut înregistrare. După ce o studiat site-ul, deci se deschide site-ul, unde se face verificarea, că într-adevăr cineva a invitat. Dacă cineva a invitat, scrie congratulations. După aceea, apare două variante, ori da, ori nu. Ori da, de făcut înregistrare, ori nu. Deci apăsați pe da. Deci apăsați pe yes. După aceea, alegeți metoda prin ce metodă puteți face înregistrare. Deci aici, cu fiecare om care se înregistrează, suma scade. Deci inițial suma aceasta au investit-o sau cum o să vedem. Deci pe parcurs, abia e începutul, deci plusul nostru că suntem la început. Deci eu am folosit Facebook ca înregistrare. După aceea, când am apăsat pe Facebook, mi-a apărut inscripția că
Am 18 ani ori nu. Deci de la 18 ani ce se poate făcut înregistrarea, că oamenii trebuie să fie reali. Pentru ce că cu această monetă vom putea face cumpărături, investiții și mai departe. Foarte interesantă monetă. Deci am apăsat acceptare, aprobare. După aceea, am intrat în interior. Deci, inițial la mine, cum am spus, era posibil de de făcut 56.280 de monede. Și încă un moment, că după ce ați făcut înregistrare, persoana cine v-a invitat trebuie să se confirme. Deci trebuie să confirme înregistrarea voastră. Pentru asta el intră în interior și aici ea în față la fiecare este un buton pe care se apasă și se aprovează. Deci care este verificat, confirmat. Deci arată cu bufat alături. Și pentru fiecare persoană primim monete. Deci uitați-vă, la înscriere primim 14.000, pe urmă pentru invitat 11.000 și mai departe o să vedem cât și cum va fi. Deci este destul de interesant, pentru ca să înțelegi ce proiect este acesta. Este după ce ați făcut înregistrare, intrați în direcția întrebări-răspunsuri. Și o să vedeți că foarte, foarte interesant proiect se lansează. De ce trebuie să fim activi ca să mai repede să se ajungă la finalul lui, când moneta aceasta va ajunge prețul de schimb un dolar. Deci, la momentul actual, deci eu am acumulat, cum am spus, 104.000 de monete. Scopul lor este, cum am spus, această monetă să ajungă să aibă prețul de 1 dolar. Deci, valoarea țintă a monetei Q este de 1 dolar, de Q. Deci, și cum citiți și mai mult, o să intrați, o studiați. Deci, acum, ideea care că trebuie să vă înregistrați, după ce așteptați activarea de la mine, după ce ați activat, aveți un timer aici în cât timp puteți invita și cantitatea de oameni, deci cât mai puteți invita. Cazul dat la mine 7, dar după 7 cât o să fie alt, cantitatea care era, se dublează, îmi pare că. Era inițial 5, după ce am invitat 5, mi s-a deschis posibilitatea să invite 10, din care 3 am invitat deja și mai am încă 7. Dacă ne uităm, 1, 2, 3, 4, 5 și vedeți 3 care. Eu inițial credeam că numai 5 se poate invita, dar vedeți că se poate mai mult pur. Dar treptat, nu se poate deodată la infinit. Deci, de ce permanent intrați în cont și uitați-vă ce sarcină vă scrie de făcut. Prin asta, noi demonstrăm că suntem oameni vii, reali și asta e scopul, că ei scrieze o societate de oameni activi pentru asta și vor fi aceste persoane pe urmă plătiți cu aceste monede, care vor fi posibil de folosit în foarte multe locuri. Unde și cum studiați. Deci doriți să aflați mai multe, este aici informația, aici, aici. Și o să vedeți că este un proiect destul de interesant. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.